Până copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești, animale care se cațără. Atunci, el a alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe drumul acela urma să treacă. Luca 19:4. Te-ai cățărat vreodată într-un copac? În povestirea de astăzi, Zacheu s-a urcat într-un sicomor. Există multe motive pentru care oamenii și animalele se urcă în copaci. Zacheu s-a urcat ca să îl poată vedea pe Iisus. În lumea animalelor create de Dumnezeu, multe viețuitoare se urcă în copaci pentru a vedea îndepărtare, pentru a găsi hrană sau pentru a fi în siguranță. Babuinul este unul dintre animalele pricepute la cățărat. Babuinii se pricep și la cățăratul pe stânci. Ei au cozile foarte lungi, așa că se folosesc de ele pentru a nu cădea atunci când sunt la înălțime. Sprijinindu-și coada într-un fel sau altul, ei își pot menține echilibrul. Șopârla Gecko este un alt expert în cățărare. Dumnezeu le-a dat șopârlelor Gecko niște picioare speciale care le ajută să se cațere pe orice fel de suprafață. Șopârlele Gecko pot să se cațere și pe alte lucruri, nu doar în copaci. Ele se pot cățăra pe un perete fin sau pe un geam, pot merge chiar și pe tavan, evident cu susul în jos. Și veverițele sunt foarte bune la cățărat. Ele au unghiuțe ascuțite care le ajută să se prindă de scoarța copacilor sau de orice alt lucru pe care încearcă să urce. Unul dintre cele mai bune animale cățărătoare este pisica. În casă, pisica ar putea încerca să se cațere pe perdele, chiar dacă aceasta nu este o idee tocmai bună. Iisus știa că unele animale vor avea nevoie să urce în copaci, așa că le-a creat în așa fel încât să poată face lucrul acesta. Iisus a creat copacii pentru ca animalele să aibă un loc unde să se urce. Nu-i așa că Iisus este minunat? Cu siguranță este minunat! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!